Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Rămânem la subiectul, i-aș spune dependență, deci dependență poate că e un cuvânt prea dur. Mă rog, al modului în care copiii se relaționează cu dispozitivele mobile care sunt conectate online, asta în contextul avertismentului pe care l-a lansat recent poliția. Asta e o premieră. Poliția care a recomandat Ministerul Educației să inițieze campanii de informare în școli privind pericolele care pot fi întâlnite online, mai ales în legătură cu situația unei platforme de jocuri online, Roblox. Da. Care este foarte cunoscută și foarte populară. Aici o să vorbim în câteva clipe cu Paul Olteanu, care e trainer în comunicare și fondator Mind Architect. Am continuat să primim foarte multe mesaje. Dacă discuția cu voi, ascultătorii, a fost în zona experiențelor pozitive, multe mesaje sunt însă în altă notă. Da, sunt mulți oameni care au fost de-a dreptul uluiți de experiențele pozitive ale ascultătorilor care au intrat în direct. Vă dau doar un exemplu. Spune cineva că după maximum 12 ani, copiii vor sta la distanță de telefoane doar în două situații. Ori fac parte din categoria extrem de rară a celor care studiază de plăcere, ori au părinți care obligă prin metode autoritare să facă asta și în felul ăsta cred eu că sunt traumatizați, de fapt. În rest, copiii sunt lipsiți non-stop de ecrane. Lipiți și eu sunt foarte curios și cum vrea să facă poliția sau Ministerul Educației să-i convingă pe copii, mai ales pentru că utilizatorii acestei platforme despre care e vorba, Roblox, sunt copiii mai mici de 12 ani. Sunt curios cum poți face un copil să înțeleagă. Uite, de exemplu, Paul Olteanu, care va intra acum în direct cu noi, are un podcast cu colegul nostru Cătălin Striblea chiar pe această temă, uh-huh, dependenței de calculatoare, și am stat și am urmărit acest podcast de 15 minute cu copiii mei, în care Paul explică foarte științific ce înseamnă dependența de ecrane. Și ei s-au uitat, au fost de acord. Așa și. După care au stat 7 ore în ziua respectivă pe ecrane. Adică la sfârșitul zilei le-am zis, bă, voi nu sunteți sănătoși? Poate că adică nu... ați auzit, ați înțeles care sunt consecințele? Da, da. Poate că nu merge doar o dată? Adică să vezi să după aia. Mai multe. Poate că e un efort de mai lungă durată. Paul Olteanu în direct cu noi. Bună dimineața, Neața. Paul. Neața, Paul. Bună dimineața. Cum? Salutare, da. Interesant. Cum comunici? Care este... Ești expert în comunicare. Sigur, e o comunicare totul specială cu copiii în cadrul familiei, dar cum se poate comunica cu copiii care sunt atrași cu atâta putere de ecrane? Primul lucru important ca să putem să combatem atracția asta e să o înțelegem. Și aș zice două idei importante aici. Cortexul nostru prefrontal, partea cea mai evoluată din creierul nostru, care participă la cele mai complexe și complicate funcții, asta e o regiune care se maturizează la ambele genuri, și la băieți și la fete, până la 25 de ani. De ce e importantă informația? Pentru că aceleași rețele care ne permit să ne inhibăm comportamente indezirabile, cum ar fi, eu îmi dau seama că, bă, am stat cam mult la telefon azi, ar fi bine să iau o pauză. Cortexul ăsta prefrontal participă la așa ceva. Așa că, la copii, cu cât sunt mai mici, cu atât e o neputință hardware, e o incapacitate fiziologică cumva de a se controla sau de a exercita autoreglare și autocontrol cum fac adulții. Și asta e important de înțeles pentru părinți. A doua componentă informată de neuroștiință care merită adusă în discuție aici e că device-urile, mai ales device-urile care au frame-uri ridicate, rata asta de refresh, se schimbă imaginea, bubuie ceva, apar un mesaj nou. Cum sunt? De la TikTok, la Instagram, la o grămadă de rețele de socializare. Astea ce fac e că mobilizează dopamină în creierul nostru. Cu cât e ceva mai stimulant, explodează mai multe lucruri, se schimbă mai multe frame-uri, cu atât se eliberează mai multă dopamină în creierul nostru. Și dopamina ce face? E că ne dă motivație și satisfacție. Și atunci, pentru copii e un fel de menghina asta. Eu sunt copil și am creierul prea puțin dezvoltat să pot să mă controlez ca un adult sau să am discernământul de a înțelege că ceva ce îmi produce plăcere pe termen scurt poate să mă încurce rău de tot pe termen lung. Și o să vă și citez o cercetare interesantă imediat după. Unu la mână și doi, dacă pe lângă asta părintele meu are o reacție agresivă, în loc să încerce să înțeleagă, bă, de ce stă ăsta acolo și preferă să stea pe tabletă sau pe telefon decât să angajeze în altceva, problema e dublată cumva și de reacția asta comportamentală. Și atunci recomandarea mea ar fi așa. Dacă avem un copil care vedem că stă extraordinar de mult pe device-uri, trebuie să înțelegem că ăsta e un lucru care e nociv la nivel fizic,
De pildă, e o cercetare din 2014 care spune așa, că multitasking-ul media, care înseamnă să schimbe ecrane, să treacă de la TikTok, la Instagram, la YouTube, la un joculeț, înapoi la, habar n-am, TikTok, ce face e că duce la scăderea materiei cenușii în cortexul cingulat anterior, care e o regiune, mai ales la ora asta, probabil că mulți oameni or să zică ce e aia, mă? Asta e o regiune care participă la direcționarea atenției, la detectarea de erori, la motivație și la empatie. Deci încă din 2014 sunt date destul de clare care arată că dacă consum mult media, mai ales la vârste fragede, se afectează la propriul creierul. Și cu toate astea, întrebarea poate să fie, bă, și de ce e atât de greu să se stăpânească? Pentru că cortexul ăla prefrontal e într-o mare dezvoltare și ăla poate să ne ajute să ne inhibăm. Și, dragilor, fie vorba între noi, nu doar copiii au dificultăți în a se inhiba de la lucruri care produc plăcere, că și noi știm că nu ne ajută să mâncăm carbohidrați seara sau nu ne ajută, nu știu, să consumăm diferite lucruri, dar în unele momente, când suntem obosiți și partea, regiunea asta e obosită, nu mai putem să ne inhibăm. Dar nu mi se pare ok că ai dus discuția în zona asta cu carbohidrații. Știu, înțeleg. Asta a fost aici, a fost un atac sub centură, da, și vorba aia, tu știi ce greu e cu centurile la noi acum. Hai că noi te-am sunat să vorbim de calculatoare, de... Vreți ne necăjești. De lucrurile care putem sta departe. Da. Da. E, aici, bun, am înțeles. Mai mare, bun, da, am înțeles, Paul, părinte, care sunt, da, efectele. Întrebarea e ce e de făcut. Păi, în esență, ce e de făcut e să înțelegem că copilul, în momentul în care caută acces la device-ul ăla, caută de fapt să satisfacă o nevoie emoțională. Și dacă înțelegem care e nevoia emoțională, că vreau stimulare, că vreau conexiune, că vreau ceva distractiv, că vreau ceva care să îmi dea o stare bună, putem să încercăm să înlocuim ce și-a el din tabletă, din interacțiune live, fie cu noi, fie un sport, fie mișcare fizică, fie o activitate făcută în familie. Și o să dau exemple concrete, inclusiv în rândul oamenilor cu care lucrez eu. Dacă merg într-o vacanță, de pildă, și acolo am parte de stimulare, am parte de lucruri care îmi fac plăcere, sau sunt într-o conversație care mă angajează, că e cu soția, că e cu un prieten, că e cu cineva, uit efectiv că există telefoane sau device-uri. Pe de altă parte, dacă sunt într-o conversație sau într-un context în care nu prea trăiesc stimulare și pentru creier currency-ul, moneda, când vine vorba de stimulare, e dopamina, pot să întind mâna după ce mi-e deja familiar. Mai e un lucru pe care părinții îl pot face fără să se simtă vinovați, anume să limiteze timpul petrecut în fața ecranului, pentru că copilul nu o să aibă discernământul să spună, bă, am stat 2 ore, e cam mult, simt că încep să pierd controlul, hai să iau o pauză. E puțin probabil în lumea în care trăim noi să poată să limiteze accesul complet, dar zic ideea asta ca părinții să nu se simtă vinovați, mai ales dacă au copii în gimnaziu, în clasele 1-4, în grădiniță, în zona asta, acolo e absolut legitim ca tu, părinte, să limitezi accesul la device-uri, să faci înțelege. Tată, hai să conversăm 1 oră despre cum ți-a fost ziua și după aia poți să stai 1/2 de oră și la tablet. Eu știu că oamenii care ne ascultă vor spune, băi, e ușor, în teorie e greu, în practică, frate, mai ales seara când eu vin obosit, copilul e surescitat, e greu în practică. Da, dar de asta am citat și studiile astea care arată că miza e foarte reală. E foarte important să limităm consumul ăsta și să căutăm activități pentru copiii noștri care să dea același tip de stimulare pe care o oferă device-urile, pentru că altfel, la cât de la îndemână sunt device-urile astea, ne vom îndrepta către o lume populată cu generații care au din ce în ce mai puțină atenție și din ce în ce mai puțină capacitate de a tolera frustrare. Deci, ca să rezum ce am înțeles, nu doar interdicție pur și simplu, ci alternativă. Exact. Și vă garantez, dragilor, că alternativele astea există. Trebuie doar să ne reconfigurăm noi înțelegerea un pic, de natură să nu mai avem așteptarea ca ei să privească device-urile ca pe ceva nociv, ci noi să înțelegem că din interacțiunea cu device-urile astea, copiii își iau ceva de care au nevoie emoțional. Și anume stimulare, distracție, explorare și alte lucruri care ar fi mult mai faine în lumea reală, dacă ar exista timp și context și din partea părinților să se întâmple lucrurile astea împreună. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct la deșteptarea Paul Olteanu, coach și trainer în comunicare, fondator Mind Architect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.